Bun venit la un nou episod din seria Darwin vs. Pavel. În cartea sa celebră originea speciilor, Darwin a spus la un moment dat că dacă s-ar putea demonstra că există un organ complex care nu s-a putut forma prin modificări numeroase, succesive și ușoare sau de mică amploare, teoria mea s-ar prăbuși cu totul. Prin contrast, Apostolul Pavel în capitolul 1 din roman spune că în sușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, și Dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, la creația lui Dumnezeu. Astăzi, vă invit să ne uităm cu băgare de seamă la un aspect foarte important al vieții și anume fabricarea proteinilor și în mod particular să studiem despre mașinăria care fabrică proteine în celulele noastre, mașinărie care se numește ribozom. Această particulă intracelulară numită ribozom a fost descoperită de un român, George Emil Palade. George Palade a fost un laureat al premiului Nobel pentru descoperirile lui extraordinare în materie de biologie celulară. El este considerat tatăl biologiei celulare în lumea științifică până în ziua de astăzi și el și echipa lui au pus la Punct. Au perfecționat multe din metodele de microscopie modernă, de preparare a țesuturilor în așa fel încât să se poată vedea ce este în interiorul celulelor. Pe parcursul studiilor sale au observat că în toate celulele există mici particule proteice care în final au realizat ei și alții că produc proteine. Și pentru aceste descoperiri și altele prin anii 70 el a primit premiul Nobel. Și în minutele care urmează vreau să vă provoc să discutăm pe scurt cum sunt produse proteinele, dar înainte de aceasta trebuie să înțelegem câteva aspecte esențiale despre proteine în general. Vedeți, dumneavoastră, proteinele sunt niște structuri complexe, tridimensionale din interiorul celulelor și țesuturilor noastre, care au multiple roluri. Fără proteine, viața n-ar fi posibilă. Enzimele care degradează, digerează alimentele și le degradează în compuși absorbabil sunt proteine, amilaza din salivă, Pepsina din stomac, și așa mai departe, lipaza care vine de la pancreas. Anticorpii, vorbim de COVID și de anticorp și așa mai departe. Anticorpii sunt compuși proteici de dimensiuni mai mici, dar sunt proteine. Mușchii sunt, în bună măsură, făcuți din proteine: actină, miozină, care împreună realizează structura și funcția, contractilitatea. Mușchilor din, din organismul nostru. Nu în ultimul rând, mulți din hormonii din organismul nostru sunt proteine, iar la nivel metabolic, la nivel celular, multitudinea de, de reacții chimice care trebuie să se desfășoare ca să producem energie, ca viața să existe. Aproape fiecare din aceste reacții are nevoie de un catalizator care să facă reacția mai rapidă, mai eficientă și acești catalizatori moleculari sunt adeseori substanțe proteice. Însă structura corpului nostru și a corpului animalelor și plantelor și insectelor și așa mai departe este în bună măsură construită prin sau din proteine, avem colagen în țesutul uh, din organismul nostru, avem keratină uh, în piele, în unghii, în păr, insectele au chitină. Dacă studiați literatura, veți constata că există estimări că în organismul uman există între 80.000 și aproape. 500 de mii de proteine. Motivul pentru care estimările sunt atât de inexacte este în principal faptul că se estimează că aproape jumătate din proteinele pe care le avem în, în structurile celulare și extracelulare, încă nu le cunoaștem sau chiar dacă știm că există, nu știm ce funcții au. Și ca să înțelegem modul în care proteinele sunt construite, haideți să facem o comparație. Proteinele sunt făcute din niște compuși chimici numiți aminoacizi, în același fel în care cuvintele, sau să zicem propozițiile mai degrabă, sunt făcute din litere. În alfabetul majorității limbilor de pe pământ există 20 și ceva de litere. La fel, în alfabetul acestor cărămizi din care sunt făcute proteinele, există aproximativ 20 de aminoacizi. Și din acești 20 de aminoacizi se pot produce milioane de variante de proteine pentru că proteina nu este altceva decât o înșiruire secvențială un aminoacid legat de altul și de încă unul și de încă unul la fel cum propoziția este o înlănțuire de litere care formează cuvinte și mai multe cuvinte formează o propoziție într-un într cuvânt mediu din limba engleză și probabil și în română există în jur de 5 litere se estimează într-o proteină umană Lungimea medie sau numărul mediu de aminoacizi este de aproximativ 300. Sunt unele mai scurte, sunt și unele care au mii de aminoacizi. Și haideți să vedem cum sunt fabricate proteinele. Am să proiectez în imaginea pe care o urmăriți aici o animație foarte pe scurt a modului în care proteinele sunt construite. Matrița, informația referitoare la sinteza proteinelor, este conținută în nucleu, în mijlocul celulei, unde este depozitat materialul genetic cu toate instrucțiunile pentru toate proteinele din organism și materialul genetic este compactat împachetat în niște cromozome avem 46 de cromozomi și fiecare cromozom este o înlănțuire de material genetic împachetată foarte grijuliu și precis în jurul acestor proteine histone se numesc și o genă conține informația pentru o proteină, în mod simplist spus, lucrurile sunt mai complexe. Și atunci când avem nevoie de acea proteină, se declanșează un proces de copiere din materialul genetic, din nucleu, a informației cum să construiești acea proteină, polimeraza RNA vine și creează o matrice, vedeți, care se constituie pe modelul, pe informația genetică a acelei gene, și literele acestea se, se constituie în succesiunea după gena respectivă copiind-o și se formează ARN-ul mesager care conține această informație pentru proteina care urmează să fie fabricată. Acest ARN mesager este post prelucrat, porțiuni din el sunt extrase, sunt combinate, este un proces extrem de complex, nu intrăm acum în detalii. Important este să rețineți că după ce această informație este pusă în ARN-ul mesager, el iese din nucleu, intră în citoplasma celulei și imediat e preluat de acest ribozom, de această mașinărie formată din două părți care se unesc la capătul RN-ului mesager și important, o altă formă de arene numit de transfer care leagă la un capăt un aminoacid, pentru fiecare aminoacid este un alt tip de ARN de transfer și în partea de jos vedeți trei bastonașe colorate care se potrivesc în mod unic cu literele de pe areneu ul mesager în așa fel încât în funcție de succesiunea de litere ale areneului mesager sunt legate diferite molecule de arene de transfer cu aminoacizilor corespunzători care sunt însăilați unul după altul ca mărgelele pe ață și astfel noua proteină este construită și când este terminată ea își... Asumă forma finală tridimensională care este, este foarte importantă pentru funcția proteinei respective. Și ca să înțelegeți mai bine acest proces, aș vrea să fac două sau trei precizări care sunt importante. În primul rând, acea mașinărie, ribozomul, este o structură extrem de complexă. Ce am prezentat aici este o animație simplă ca să vă faceți o idee. Multe din componentele acestui ribozom pe care Palade l-a descoperit sunt ele însele proteine. Și aceste proteine nu vin așa din neant, n-au apărut din, din abis. Ele însele sunt codificate de materialul nostru genetic și fabricate atunci când este nevoie de ele, de alți ribozomi din celule. Care a fost mai întâi oul sau găina? Pentru că ribozomul este necesar ca să fabrici proteine în toate organismele, dar în același timp ribozomul însuși este, structura lui este construită din materialul genetic, care este copiat și apoi tradus în proteine de alți ribozomi, înțelegeți? Acesta este un subiect dificil de explicat prin teoria evoluționistă. Poate că ați auzit de la promotori ai evoluționismului afirmația celebră pe care Richard Dawkins a făcut-o la un moment dat și anume el a spus că Darwin a făcut posibil ca să fie un ateist intellectually fulfilling, deci ca să ca să nu te simți frustrat intelectual dacă adopți o atitudine de ateism. În discuția de astăzi eu vreau să ridic un mare semn de întrebare în legătură cu această afirmație. Dați-mi voie să, să vă explic de ce. Dacă ne uităm în literatura de specialitate, acesta este un articol despre originea și evoluția ribozomului care este publicat de un autor celebr în domeniul George Fox și care încearcă să explice de unde au venit ribozomii și cum au evoluat ei. Pentru că problema aici este destul de complicată. Nu numai că avem de a face cu această dilemă oul și găina, dar o altă problemă majoră este că în toate formele de viață, cât mai simple sau mai complexe ar fi ele, fabrica de proteine este similară și din acest motiv evoluționiștii trebuie să admită și chiar postulează că ribozomii au fost prezenți deja în Ultimul strămoș comun al tuturor formelor de viață, și atunci trebuie să mergem Înaintea acestui strămoș comun al tuturor formelor de viață ca să discutăm cum ar fi putut evolua ribozomul și într-adevăr în, în discuțiile lor ei vorbesc de uh, o perioadă de timp de acum 4 miliarde de ani sau mai mult în care acest proces ar fi avut loc. Și dacă mergeți în articolul acesta am să pun un link în descrierea de mai jos dacă vreți să-l citiți. Vreau să mă refer la câteva afirmații pe care le fac în această, în această secțiune Timeline of Ribosomal Evolution, deci cum a evoluat în timp ribozomul. Și vreau să petrec un minut sau două citind împreună cu dumneavoastră câteva din afirmațiile lor ca să vă faceți o idee despre ce, despre natura dovezilor pe care ei le oferă ca argument ca să ne convingă să credem că aceste lucruri au evoluat de la sine, mai degrabă decât să fi fost făcute de un Dumnezeu, cum spune Pavel. Ei merg înainte, cum am spus, în așa-numita lume RNA, și acolo spun că aminoacizii sau anumite molecule similare would be attached, s-ar fi atașat. E un fel de a spune în limba română, probabil că s-au atașat la niște oligomeri ARN foarte mici. Ok, eu spun că este, este admisibil în procesul științific să folosești o abordare și un vocabular speculativ când formulezi ipoteze. La momentul în care faci un studiu și îți dai cu părerea, faci anumite estimări și spui probabil că a fost așa, probabil că a fost altfel, hai să studiem și să vedem și apoi faci studiu și aduci dovezile. Dar când folosești acest vocabular în secțiunea de rezultate, de dovezi, e o problemă aici după părerea mea. Deci el, el spune că acești aminoacizi sau alte molecule probabil că s-au atașat de oligomeri, RNA foarte mici. Și apoi, când aceștia s-au întâlnit unul cu alții în prezența altor molecule, s-au format niște legături amidice, um, și apoi au rezultat molecule proteice de dimensiune mai mare. Ceea ce avem aici este o narațiune, este o poveste în care autorul construiește un scenariu în mintea lui despre cum crede că lucrurile acestea s-ar fi putut forma, dar pentru mine, ca să fiu. Satisfăcut din punct de vedere intelectual, cum spunea Richard Dawkins, eu vreau să văd și dovezi, vreau să văd că această construcție mentală pe care el o propune poate fi reprodusă în laborator, prin experimente, prin date concrete. Nu este doar un produs al imaginației lui bogat, înțelegeți? Deci aici este diferența dintre speculație, dintre ipoteză și rezultate concrete. Și hai să vedem ce rezultate concrete oferă. Oferă o legătură la un articol aici din 1997 în care arată că într-adevăr anumite legături între acești compuși precursori proteici, anumiți aminoacizi, se pot într-adevăr în anumite condiții lega între ele și poate să formeze niște mici, peptide, precursor de proteine. Dar, cum să spun, aceast, acest proces este o părticică infimă din întreg procesul fabricării proteinelor, așa cum ați văzut în animația de mai devreme. Hai să vedem dacă sunt și alte dovezi pe care le poate oferi. O altă problemă în discuția despre originea vieții prin procese evoluționiste este așa numita chiralitate. Și anume, în toate formele vii, la om și alte animale, Moleculele organice care sunt prezente în, în organismele acestea sunt numai de un anumit fel. Trebuie să vă gândiți la molecule organice ca similar, ele există în oricare din ele, în două forme, cum sunt și mâinile noastre, ca o imagine în oglindă a, a celelalte dreaptă și stângă, o formă dextro și levo. Și una din marile dileme care trebuie explicată prin procese succesive, numeroase, de mică amploare și necoordonate de o inteligență, este de ce în organismele vii avem numai forme de stânga, levo, nu avem forme de dreapta. Și el face o încercare aici să explice lucrul acesta, spun că la început existau forme și de dreapta și de stângă, dar cumva au fost mai multe de stânga. Mai departe spune că pe măsură ce complexitatea a crescut, și aici vreau să, vreau să vă provoc să vă gândiți, pe măsură ce complexitatea a crescut, întrebarea mea este cum a crescut? Poți să-mi arăți în laborator cum complexitatea crește așa de la sine? Pentru că ceea ce vedem noi în lumea de zi cu zi, în viața noastră, lucrurile se degradează în timp, complexitatea suferă entropie. Nu vedem lucruri simple adunându-se împreună și devenind tot mai complexe și mai superioare. Dar, vedeți, este, este un mod de a, de, de a nara o istorie care vrea să dovedească ceva prin argumente de tip narațiune, nu prin argumente din viața reală. Deci pe măsură ce complexitatea a crescut, aceste forme de ARN de transfer și o regiune din viitorul ribozom would emerge, au ieșit la iveală practic. Cum au ieșit la iveală? Poți să-mi arăți un experiment, poți să-mi arăți un proces realist prin care lucrurile acesta au, au ieșit la iveală. Deci ceea ce vedeți aici și putem continua, există acel tunel prin care acest lucru trebuie să, să pe care să-l parcurgă și să fie selecționate în interiorul ribozomului. Și iarăși vin cu, cu argumente de genul că tunelul crește în timp. Cum crește? Cine? Înțelegi? Te... 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 Ca și cum urmărești un, un desen animat și lucrurile acestea se petrec de la sine și vai ce frumos, e, ca, ca... e un limbaj magic. Esențialmente, ei spun povești magice în aceste articole pe care trebuie să le crezi, făcând un efort de a crede în magie practic. Adesea revoluționiștii le acuză pe creaționiști pentru că cred în magie, cred în supranatural, cred în minuni. Dar ceea ce ei Vorbesc aici, este o minune mai mare decât orice poți să să-ți imaginezi. Aceste lucruri, ridându-se de la sine și organizându-se în, în structuri tot mai complexe și făcându-și tuneluri necesare pentru funcții ulterioare. Ia, uitați-vă mai departe. La un moment dat. Uh, domeniul de decodare, acel domeniu în care cele trei nucleotide din trans RNE transfer și RNU mesager trebuie să se recunoască și să, să se cupleze una cu alta, acest domeniu de decodare al rn de transfer will be added. Se va adăuga. C Cum adică se va adăuga? <laughs> Cine va adăugă? Care e procesul prin care se va adăuga? Înțelegi? E pur și simplu o, o poveste despre, da, probabil că a fost așa și s-a mai format și asta, s-a mai adăugat și lucrul ăsta, s-a format un tunel acolo, s-a mai. s-a evit chestia asta la momentul potrivit. Și uitați-vă mai departe ce fel de doveze au pentru toate lucrurile astea. Deși, la momentul actual nu există niciun fel de dovadă referitor la lucrul ăsta. Al doilea domeniu al de transfer may have offered the opportunity. Are, probabil că a oferit oportunitatea să se ancoreze la arenul de transfer. Doamnelor și domnilor, este acest discurs, este acest limbaj, este acest scenariu ceva care vă ajută să vă simțiți Împliniți din punct de vedere intelectual, rațional, atunci când încercați să înțelegeți evoluția de-a lungul miliardelor de ani a acestui ribozom? Ia uitați, alte cuvinte cheie pe aici pe care observați, perhaps, probabil sau poate că, could, you know, multe condiționale. Un alt text aici care este extrem de, de hilar, după părerea mea, în care spune că subunitatea ribozomală mai mică, aceea care se adaugă la cea mai mare și activează tot procesul. Pe parcursul creșterii spune acestei unități ribozomale mici, la un moment dat această unitate și-a asumat sarcina de a transporta matricea de ARN mesager care să permită adăugarea de nouă de cule de ARN de transfer. Deci, ceea ce spune aici că la un moment dat această unitate ribozomală mică a, practic a avut un fel de creier altruist în care s-a uitat în jurul ei și a observat că nimeni nu mută matricea aceea de ARN mesager și fără să fie mutată nu se poate crește proteina. Și atunci ce și-a zis această unitate ribozomală mică? Domnule, din generozitatea inimii mele Hai că pun eu umărul și încep să, să fac lucrul ăsta. Și într-adevăr, așa s-a întâmplat, spune După ce astfel de, de sistem de ancorare a rn există, the unexpected occurs, lucruri de neașteptat, cumva incredibilul se întâmplă. Oameni buni, hai să fim serioși. Dacă vrei să-mi arăți dovezi, date științifice reproductibile. Metoda științifică pe asta se bazează. Faci speculații, faci ghicești, poți să vii cu cele mai năstrușnice teorii pe care ți le poți imagina cum fac ei aici. Dar ca să ai pretenția că oferi date științifice, trebuie să-mi arăți cum lucrurile astea s-au produs. Cum acea unitate ribozomală mică la un moment dat s-a decis să mute matrița de RN, înțelegeți? Nu doar să-mi spui că la un moment dat lucrul ăsta s-a întâmplat. La un moment dat pot să spun că Dumnezeu a venit și a creat și lucrurile s-au întâmplat. Și cum să spun, după părerea mea, mă simt mult mai împlinit intelectual dacă fac această afirmație, pentru că cel puțin vorbesc de o, de o, de o ființă supranaturală, infinită a tot puternică, a tot știutoare, care poate să facă lucrurile astea și să le gândească și să le plănuiască, care să funcționeze împreună, pentru un scop, într-un mod infailibil, în milioane de, de, ribozom din fiecare celulă, din momentul în care suntem chiar o singură celulă, înțelegeți? Deci, pentru mine, în modul cel mai sincer, când, când, când citesc astfel de lucruri, cum să spun, este de-a dreptul, de dreptul jenant. Este o insultă la adresa unui Dumnezeu Creator să încerci să vii cu astfel de dovezi și să pretinzi că ai dovedit că ribozomul a evoluat, că adică a dovedit că evoluția este dincolo de orice îndoială și dovezile sunt covârșitoare și, și e, oricine nu crede în el este un, este un înapoiat din evul mediu sau mai știu eu ce. În fine, m-am încins un pic în discuția aceasta, îmi cer scuze. Motivul pentru care am vrut să vă aduc înainte aceste date este să înțelegeți puterea infinită a lui Dumnezeu și dumnezeirea lui. Și vă încurajez să continuați să studiați și voi face, pe măsura posibilităților, episoade ulterioare pe tema aceasta ca să înțelegeți mai bine cât de impresionantă este puterea creatoare a Dumnezeului nostru. Până data viitoare, să rămâneți în paza Lui și să auziți numai de bine!